În următoarele 3 episoade vom vorbi despre cum să-ți alegi un aparat, care sunt avantajele în a folosi un senzor APS-C sau un senzor full frame și cum să-ți alegi un obiectiv, fie el zoom sau fix, pentru aparatul nou achiziționat. Până data viitoare, așteptăm sugestiile voastre în zona de comentarii.